mi-am dorit să avem această conferință de presă, deschizând anul 2024 cu prezentarea bilanțului activităților sportive, bilanț al anului 2023 și punctând care sunt țintele anului 2024 în sport. De ce sport? Pentru că sportul este un mod de viață la Cumpăna. Sportul este cel care ne-a îndemnat, ne-a întărit, ne-a călit, dacă vreți, pentru a putea lupta, rezista în toate domeniile de activitate pe care administrația publică locală le desfășoară la Cumpăna. Și dovadă, stau documentele înființării Asociației Sportive Victoria Cumpăna pe data de 28 februarie 2002, asociație înființată în baza Legii Educației Fizice și Sportului, numărul 69 din 2000, asociație care mai târziu obține certificatul de identitate sportivă de Club Sportiv Victoria Cumpăna, tot în februarie, de data aceasta, 7 februarie 2017. Consecvența pe care administrația publică locală a acordat-o activității sportive vine din dorința de a iubi sportul pe care mi-a insuflat-o mentorul meu, doamna Elena Frân. Activitatea sportivă a anului 2023 la Cumpăna a demonstrat că administrația publică locală, prin ordonatorul de credite, respectiv primarul, nu a greșit cu nimic, pentru că de-a lungul anilor a luptat să atragă fonduri, atât guvernamentale, ministeriale, dar mai ales europene, pentru a construi bază sportivă, pentru a construi baze sportive, având în vedere existența celor trei săli de sport și a acestui complex sportiv intitulat Centenar pentru toți românii, spunem noi în 2018 dat în folosință, că acele critici rostite de-a lungul anilor că mai bine construiesc trotuare și nu baze sportive, nu au fost întemeiate, nu au fost îndreptățite. Rezultatele copiilor noștri, copiilor Comunei Cumpăna, pregătiți și instruiți de profesori, antrenori, calificați și îmi permit eu să spun super calificați, dar nu doar în baza documentelor, ci a activității sportive pe care aceștia au desfășurat-o în viața dumnealor sportivă, pe plan județean, chiar pe plan național, a demonstrat că au găsit pepinieră la Cumpăna, în elevii noștri, și doar atât vreau să fac precizarea, 1424 de elevi în cadrul liceului Nicolae Dumitrescu, alți 500 de preșcolari și vine din urmă și creșa cu 116 îngerași. Deci, au de unde selecta copii pe care să-i pregătească de la vârste fragede. Administrația publică locală Cumpăna nu a avut posibilitatea financiară să ofere Clubului Sportiv Victoria Cumpăna atâția bani decât ar fi nevoie ca să ne situăm pe locuri fruntașe la toate disciplinele pe care hotărârile Consiliului Local stau dovada înființării celor 15 secții de sport la nivelul comunei. Doar 7 sunt active, secții care ne-au adus campioni județeni, naționali, dar chiar și europeni. Înainte de a prezenta echipa clubului CS Victoria Cumpăna, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre clubul nostru. Deci, noi ne ocupăm în proporție de 90% de copii. Suntem afiliații pe 6 ramuri sportive și avem 7 secții. 6 secții de junior și o singură secție de senior la fotbal. Dacă mă întrebați de ce ne ocupăm de treaba asta, suntem un club, să zicem, de foarte puțin timp înființat și noi avem politica de a crește copiii noștri din comună,
Foarte rar am apelat la sportivi din localitățile limitrofe, să zicem, și în special la rugby, unde nu puteam, după ce am trecut de vârsta de 14 ani, nu aveam numărul suficient de jucători să ne înscriem în campionat. Deci politica atât a clubului, dar în special a primăriei și a Consiliului Local, e ca clubul să dezvolte în ramurile respective numai copiii din companie. De aici, normal, noi spunem că facem pași mici și suntem adepți politici cu pași mici și sperăm că de la an la an rezultatele noastre să fie din ce în ce mai bune. Pentru că sunt aici lângă un om care, Dumnezeu să ierte pe Lia Manoliu, care ieri am venit foarte mulți ani de când a murit, un om care rămâne și va rămâne peste 10 de ani legendă pentru noi, în calitatea de primar pentru o comună pe care o are. Și nu că o laud că n-am niciun interes, ci că faptele vorbesc. Dacă vreți, prin acest Club Sportiv Victoria Cumpăna, pe care nu o să-l mai întâlniți la așa nivel, chiar nici măcar la voluntari. Motiv pentru care sunt onorată că am fost aleasă să fiu președinte de onoare al acestui club, voluntar, să știți, dau înapoi ceea ce sportul mi-a oferit.